Cantina Socială Sfânta Ana a împlinit astăzi un an de activitate. Cu acest prilej, beneficiarii așezământului filantropic au asistat la un program aniversar și au primit hrană caldă, haine și jucării. Ne-am gândit să sărbătorim, în primul rând, să aducem mulțumire lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-am primit în acest an. Apoi am avut două persoane care au făcut parastas, slujbă de pomenire, pentru bunicii, părinții, străbunicii noștri. Au împărțit alimente, colaci, hăinuțe pentru beneficiarii noștri. Noi am strâns o familie, ne-am apropiat, am cunoscut problemele și bucuriile oamenilor, bineînțeles, ne-am hrănit împreună cu Hristos și apoi cu mâncarea oferită de Centrul Sfântul Apostol Andrei, așa cum avem în fiecare zi. Pe viitor, în funcție de posibilități, vrem să oferim și să mărim familia și să oferim și cina, dacă se poate, nu numai prânzul. Aici nu este doar o simplă cantină socială. Pe lângă hrană, beneficiarii primesc consiliere duhovnicească, sprijin și asistență. Masa completează învățătura de credință pe care noi trebuie să o cunoaștem cât mai bine, să știm cui ne închinăm, pe cine iubim, pe Mântuitorul Iisus Hristos și Sfânta Treime, și ne cunoaștem biserica noastră, noi suntem fii ai bisericii și de aceea, după, și așa a fost și Mântuitorul, întâi le-a vorbit până seara despre împărăția cerurilor și apoi le-a dat mâncare. Așa, apoi am mulțit pâinele și peștii. Și așa facem și noi. Întâi învățăm doctrina noastră și apoi mâncăm împreună. Peste 40 de beneficiari, oameni în vârstă, singuri și sărmani, orfani sau copii aflați sub risc de excluziune socială, găsesc aici sprijin. Persoanele defavorizate din sectorul 2 Capitală beneficiază de serviciile sociale ale acestei cantine aflată în proximitatea Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Pantelimon. Acest serviciu social a fost inaugurat și binecuvântat pe 17 februarie 2015 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cantina Socială Sfânta Ana este primul program filantropic al Asociației Diaconia, filiala Sector 2.